Hello, hello, fetele frumoasele și băieții, pentru că știu că sunt și băieți care se uită la vlogurile mele. Bine ați revenit la un nou vlog de familie. Este sâmbătă, weekend. I-am lăsat pe băieți la Aldi să facă cumpărăturile, cât timp eu mă duc să mă fac gigea frumoasă, mă duc să mă pansez. Am terminat la ora 10 și ca de obicei sunt în întârziere. Este ceva tipic pentru mine de când am născut și am copii. Înainte nu se întâmpla deloc așa, dar asta este. Așa că acum o să plec ca să ajung. Ne vedem după! Am ajuns să iau pe băieți. N-am apucat să filmez după cosmetică pentru că telefonul meu este plin cu vloguri, am multe vloguri de editat, iar camera a rămas fără baterie, oricum nici acolo nu mai am posibilitatea să filmez mult. Așa că n-am avut cum să filmez după aceea. Și da, i-am luat pe băieți de la Aldi, au făcut cumpărăturile, eu m-am pensat, ia uita ce sprâncene faine am, i-am și vopsit. Săptămâna viitoare trebuie să mă să-mi fac unghiile pentru că mi-au crescut. Și acum o să mergem acasă să ne apucăm de treabă. Avem multe în plan pentru astăzi. Sper să și reușim să facem tot ce ne-am propus. Dacă nu facem și mâine, pentru că da, este weekend și suntem liberi. Și mi-a cumpărat Cipri. Vara doar o pungă pentru că mi-a cumpărat două. Ia uitați, una cu double chocolate și cealaltă cu caramel. Și când am văzut, i-am spus de ce mi-ai cumpărat, pentru că vreau să încerc să renunț la zahăr, pentru că iar am început să mănânc zahăr și mult și nu e bine, pentru că nu este sănătos. Este cancerigen, da, în cazul în care nu știați, așa că cel mai bine este să îl înlăturați cu totul din dietă, dacă puteți. Dacă nu, treptat, sau ca mine, să faceți eforturi. Oh, mersi, chiar cu bambane. Sau ca mine, ca și cum de la beau la de la fiecare zi ceva tare. Dulce. Foarte bine. Facem smoothie din ele sau le mâncăm așa, sau budincă de chia cu afine. Și da, sau dacă nu faceți ca mine, perioade. Aceea este a doua pungă. Al doilea pachet cu din astea e cea cu caramel. Și da, atacă, nu încerca și faceți ca mine. Da, mami. Are mustață de la lapte. Perioade când nu mănânc zahăr deloc și reușesc să renunț, și după aceea când mănânc mult zahăr și încerc chiar să renunț. Asta e partea grea, să renunț, încerc să renunț. Da, mami. Așa. Când e dai cu tati când ziceai ceva. Da, știu. Copiii mei și Eric în special, când mă vede că vorbesc cu Cipri, atunci, dar atunci trebuie să zică ceva. Și dacă avem ceva important de vorbit, trebuie noi să nu mai vorbim ca să vorbească el. Dar o face intenționat numai ca să nu vorbesc cu Cipri. E gelos, știați că e gelos. Dacă mă pun în brațe la Cipri sau dacă Cipri vine și mă ia în brațe, nu, se bagă el, mă dă pe mine la o parte și se pune el în brațe la tati și zice că tati e al lui. Tati este al meu. Al meu e tati. Mama. Nu, este tati al meu. Mama. Păi și al meu nu e. Da. Așa, și al meu. La toți. La toți, e tati la toți. Așa e? Da. Îl împărțim. Da. Îl împărțim? Da. Da. Edi la toți, mami la toți, Eric la toți. Uite de ce îmi place Aldi, uite ce ți-am găsit. Peanut butter. Da, da, de care? Erdnuss. Da. Oh, bio. Bravo, foarte bine. Îl are pambă. Deci tati e gurman, de altă vedeți că vă arată mâncarea. Da, el e cu mâncat. E gurmandul familiei, el și cu Eric. Da. Da, și gata, mergem acasă să ne apucăm de treabă. Pentru că nu mai reușim să facem vlogul de astăzi cu atâta vorbăraie. Ok, și, a, da, să gust un iasa, că Tommy l-a luat, nu, eu încerc să renunț la zahăr, dar dacă el îmi tot cumpără, și mi-a cumpărat și Pepsi, și mi-a cumpărat bidon mare, nu bidon mic. Double chocolate. Cum să renunț la zahăr? Când ai așa ceva? You can't. You just can't.
Zi! Ce? Te dau ca... Ca? Aici o dungă. Acolo o dungă. Aici încă una. Tu le dau mie. Și mai? Aici încă de la mine. Acolo este cel mai frumos. Și acolo e o dungă. Da. De fapt, acolo dau cu de la mine. Ah, ai fi ceva... În lateral, poate. Acolo. Eu n-am așa ceva. Tu ce zici? Crezi că am așa ceva? Da. Deci aș încași o freză în aia lungă. Cine ce? N-am fost atentă, scuze. Și-o zis. Cine? Spune din nou. Am zis capul de ăștia care fac iarnă. Deci aș încași de lungă în jur. Au trei metri de iarnă. Oh, vai, și mă. Mama mia, așa zici? Da. Oh. Știi ce, la un fâț? Un peștișor. Nu știe. Știi? Da. Vine astea mici, știi? Da. Să-i chem zice pe noi să salcem. Să-i chem zice pe noi. Au fost băieții, s-au tuns, au făcut Gigea și cât timp Cipri și cu Edi s-au tuns. L-am tuns și eu pe Eric pentru că și el vrea. L-am tuns scurs de tot pentru că oricum îi crește repede. Și acum vrem să mâncăm, facem o rețetă nouă, ci că este de weight loss. Weight loss, dar conține brânză cheddar. Vedem. N-am mai încercat-o până acum. Este chicken wrap cu sos de barbecue, ceapă roșie, piept de pui la grătar, dar o să vă arăt rezultatul final. Mă ajuți, Eric? Da. Ok, pune aici. Uite așa faci, mami, da? Le despărțim una de alta, ok? Da. Să le desfacem. Așa, și pui aici, da? Eu nu. Tu rup și pui aici, în bol. Să facem papa bun. Mami, este nu. Așa, mami, foarte bine. Da, te rup. E bun și rup, că tot în burtică ajunge. Da. E ca șmeca. Da. Sper să ne iasă ceva bun. Că testăm acum rețete. Păi, mami, vrea să mănânce chestii noi, să testez rețete noi în ultima vreme. Să mai mâncăm și altceva, nu? Nu mereu aceleași lucruri. Mai încercăm ceva nou. Punem pe tati la dietă să dea burtica jos. Nu? Ce zici? Da. Și că e rețetă de weight loss asta. Așa, amestecă. Foarte bine, bravo. Vezi ce ajutor am eu aici, la bucătărie? Păi, da. E bine să ai băieți. Așa, Eric? Da. Da. Că fac treabă în casă băieții. Și fetele fac, dar și băieți. Drago, eu sunt un top chef internațional. Tu vezi ce rețete îți fac eu ție aici, uite. Haide să punem și brânzică. Așa, pune acolo. Bravo! Ce bine arată. O multitudine de culori, uite, culorile toamnei. Ce bine arată, pe bună. Da, nu mă dau o singură. Dacă mi-au murit lăudătorii, trebuie să mă lau și singură. Ok, încă un pic. Super, gata, ajunge. Da. Ok. Acum punem sosul. Da, uite. Da, mami, foarte bine. Pentru că unii dintre voi mi-ați spus într-un vlog anterior că vreți să vă arăt ce rețete sănătoase mai fac, vreau să vă arăt cum puteți să faceți rețeta aceasta. Este prima dată când am făcut-o și noi, dar este ușor de făcut. Aveți nevoie de piept de pui, pe care adăugați sare, piper, praf de usturoi pe ambele părți. Îl gătiți la grill. După care, când este gătit, îl tăiați în bucățele mici, cum este aici, după cum puteți să vedeți. Iar apoi, într-un bol, puneți pătrunjel,
ceapă roșie tăiată julien. Mai adăugați și brânză cheddar. După care adăugăm și puiul gătit. Eric este aici cu noi, ne cere atenție. Punem încet așa ca să nu cadă. Eu pun. Tu pui, hai pune-te. E ca blabă. Așa tu faci treabă, mă ajuți, da? Și asta, Dicio? Super. Bravo. Super. Poți să aduci, te rog frumos, la spălat în chivetă? Și asta e bun? Bine. Gurmandul meu. Încet, da? Te ajut? Coboară întâi de pe scaun și după aceea. Super. Ok, acum că am adăugat și puiul, amestecăm puțin. Și este momentul să adăugăm și ta-da! Sosul de barbecue. Ok, și punem. Eu pun. Puneți cât considerați. Eu pun. După gust. Eu pun. Hai, pune tu. Da. Așa e, când ai copii trebuie să-i lași să te ajute, că altfel fii afocasă. Așa-i? Acum. Și acum amestecăm. Eu. Să amesteci? Da. Ce vă ziceam? Poftim, amestec. Deci eu nu mai trebuie să fac nimic, m-am scos. Sunt fata casei. Asta e avantajul când ai numai băieți în casă. A, așa. Puteți să observați și tunsoarea lui Eric. L-am tuns. De fapt, v-am zis că l-am tuns. Și cu cea mai mică mărime l-am făcut. De fapt, nu chiar cea mai mică, că nu este chel. Dar cu... cum se numește grătar? Grătarul acela de 3 mm. Ok, acum îmi dai și mie. Pot să amestec și eu. Mulțumesc! Danke schön! Câte culori! Ia uitați, mai amestecăm că nu e gata, dar să vă arăt așa puțin să vedeți ce bine arată. Și mai aveți nevoie de tortilla wraps, pentru că tot ce este aici vom pune în tortilla wraps. Ok, avem aici o tortilla pe care o vom umple. Și punem din bol pe mijlocul ei. Eu! Dar am sigură că tu vrei. Eu! Poftim! Pui aici, da? Da. Așa. Ce murdar e pe body de la... ce pe tine? Ketchup sau ce ți-ai pus? Sos! Sos barbecue, așa-i? Da. Ha? Să se vadă că a gătit. Păi da, trebuie. Așa. Te ajut? Și încă un pic aici, da? Foarte bine. Dăm și mie un pic, te rog. Aici mai pui, da? Un pic. Așa, un pic, sigur că da. Bravo. Uite, asta e porția lui tati. Tati, te băgăm la dietă. Păi trebuie. Așa, și o tortilla din aceasta umplută are 470 de calorii. Deci dacă mâncați la o masă o singură tortilla din aceasta, e ok, nu vă îngrășați. Dar numai una, numai multe. Tati se uită deja ciudat la mine. El ar vrea mai multe, bineînțeles. Și gata este, ia uita ce bine arată. Apetisant. E papa! Papu, cine vine la masă? Eu. Tu. Hai, papu, ia spre la farfurie. Și acum mai facem și altele, da? Și pentru ceilalți. Așa, bravo! Bravo! Mamia! Cum e? Desa mamia!
Bun. Cipriș a pus și felii de ardei gras. A zis că vrea, dar mă bucur că îi place. Bun. Deci să încercați și voi. Să mai faci. Mai fac. Afară se întunecă deja, dacă auziți bubuituri pe fundal. Este Cipri care este în baia de la etajul 2 și vrea să dea jos faianța de pe peretele cu chiuveta. Restul de faianță a dat-o jos foarte ușor, însă de pe peretele acela se dă foarte greu jos, pentru că în spate este perete fals. Se rupe în bucăți mici și se dezlipește foarte, foarte greu de pe peretele acela. Și am zis că dacă tot avem containerul aici, să scăpăm și de faianța aceea, ca să o punem în container, să nu mai trebuiască altă dată să o ducă la groapa de gunoi, dacă ar fi fost să facem chestia asta altă dată. Și de aceea ne-am apucat de faianța aceasta. Eu le-am făcut baie la copii, pentru că, na, cum au fost tunși, să nu rămână cu fire din acelea pe ei de păr să-i deranjeze. Și acum sunt sus la doi. Vreau să mă duc și eu la ei, să văd Cipri ce mai are nevoie. Eu, cât timp a dat el faianța jos, am tot făcut tură la container cu o găleată în care a pus faianța pe care a dat-o jos și o tot goleam și o duceam înapoi. Și da, cam acesta a fost vlogul nostru de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!